Iubiți și surori, este o bucurie să fim împreună, și pentru noi este o bucurie să fim la final. Este a, a 24-a 24 slujire pe care o avem, și așteptăm cu drag să plecăm spre casă. Însă ne bucurăm că în Australia am găsit oameni care slujesc pe Dumnezeu, care își doresc să se întâlnească cu Domnul și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să încerc să nu fiu lung, ca să nu spună cineva, mă nu ți-au ajuns două de predici și la asta vreți să Dar vreau din toată inima cuvintele pe care le voi spune să fie din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi un prilej de zidire, un prilej de ridicare, un prilej de analiză, de autoevaluare și când vom ieși pe ușă, în câteva minute să plecăm mai aproape de cer. Amin. Domnul mi-a pus pe inimă în această seară să vorbesc despre un păcat despre care se predică foarte rar, însă eu însumi mi-am căzut în acest păcat și poate și dumneavoastră ați căzut în acest păcat și acest păcat se numește păcatul disprețului. Păcatul disprețului. Poate au fost momente când ai dat din mână și ai zis lasă-mă și cu asta. Poate a fost un moment când te-ai uitat la un slujitor și ai zis el să mă învețe pe mine. O să ne uităm în Biblie la câteva lucruri legate de acest păcat și la final, dacă veți considera necesar, să stăm înaintea Domnului și să ne cerem iertare, ca nu cumva, de-a lungul vieții, să ne facem vinovat de această stare despre care rar se vorbește și încă n-am auzit niciun păstor să pună deoparte pe cineva pentru că o disprețuit pe altcineva. În dicționarul explicativ al limbii române, disprețul este definit astfel. Sentiment al celui care nesocotește sau depreciază pe cineva sau ceva. Atitudine prin care cineva își manifestă lipsa de stimă sau în considerație față de cineva sau de ceva. De fapt, dispreț înseamnă a vedea pe cineva fără valoare, a vedea pe cineva ca ceva ieftin, a vedea pe cineva fără niciun preț. Prima categorie sau primul dispreț pe care l-am găsit în Biblie, prima atitudine vinovată este dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu, și față de acțiunile lui Dumnezeu. Dacă pot să afișez, te rog, proverbe 3 cu 11, este aici un îndemn foarte frumos, un cuvânt foarte frumos. Fiule, nu, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Domnului. Ne vrei 12 cu 5 și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fi. Fiule, nu disprețui pe diapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Vedeți, de-a lungul vieții noastre, Dumnezeu poate folosi anumite corecturi, anumite corecții, anumite corijări, anumite mustrări. Și striga Duhul Sfânt într-o biserică și spunea că sunt persoane pe care Domnul le trece prin cuptor, și ele dau din picioare, dau din mâini, sunt nemulțumite, vor să iasă afară și o zis Domnul, cu cât vrei să ieși afară mai repede, cu atât să prelungește mai tare cuptorul. Pentru că, iubiții mei, Dumnezeu până la urmă nu-i interesat de câți bani ai, ce casă ai, ce mașină ai. Nu-i interesat de confortul nostru, cât este interesat de caracterul nostru. Că tot ce ține de confort lăsăm aici. Caracterul însă, îl ducem cu noi dincolo. Și Dumnezeu vrea ca prin cuvânt, prin mustrare, prin pediapsă, să fim pedepsiți aici ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Și acea pediapsă, acea mustrare, să nu provoace dispreț în noi, ci să provoace o dorință de smerenie, de atitudine umilă. Și de ce nu? De schimbare. David a avut un astfel de moment de dispreț. 2 Samuel 12 cu 9 îi spune Nathan ceva foarte interesant lui David. Pentru ce dar ai disprețuit-o cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Vedeți, nu trebuie să iau Biblia să o bag pe foc ca să disprețuiesc pe Dumnezeu. E suficient să ascult o predică și în loc să împlinesc predica, să fac ce este rău sau să fac opusul. Și Dumnezeu spune că e dispreț lucrul acesta. Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Pentru că ai disprețuit astfel, următorul verset spune Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta pentru că mai disprețuit pentru că nu ai luat în considerare cuvântul meu, poruncile mele, legea mea și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul. Iubiții mei, a ajuns David mai târziu să scrie Psalmul 119, în care se vede foarte clar, dacă îl citiți acasă, cât de mult a ajuns David în urma necazului, în urma pedepsei lui Dumnezeu să prețuiască cuvântul Domnului. Psalmul 119 cu 11 Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. 119 cu 16 Mă desfăteze în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Rabine vrei spun că David ar fi scris Psalmul 119 să-l învețe pe, Absalom, pe Solomon alfabetul vieții spirituale. Și într-o dimineață am numărat câte din cele 176 de versete conțin cuvântul. Legea ta, poruncile tale, cuvântul tău. 173 de versete din 176 conțin acest cuvânt. Cu alte cuvinte, David vrea să spună: Mi-am învățat lecția. Am învățat să prețuiesc Biblia, am învățat să prețuiesc sfatul Domnului și vreau să iau cu greutate ceea ce spune Domnul. Iubiții mei, se pune întrebarea pentru noi cât de mult prețuim cuvântul lui Dumnezeu. E suficient să privești viața cuiva, obiceiurile lui, ca să vezi dacă ține cont de ceea ce spune Domnul sau își trăiește viața ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Îmi vine acum în minte o întâmplare, cineva în România a ajuns într-un sat și a văzut o bătrânică și a zis, o întrebată pe acea bătrânică și a zis, nu vă supărați, aveți aici apocăiți în satul dumneavoastră. Și bătrânica au zis, de care? De sâmbătă sau de duminică? Și dom, omul acesta au zis, de fiecare zi. Și au zis, bătrânica de aștept n-avem. De aștept n-avem. Avem oameni care prețuiesc cuvântul Domnului Duminică, avem care-ți prețuiesc Sâmbăta. Eu m-aș bucura în Australia să fie pocăiți care să prețuiască cuvântul Domnului în fiecare zi. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Doi, disprețul se poate manifesta, iubiții mei, și față de lucrarea și persoana Duhului Sfânt. E adevărat, trăim o vreme cu multă confuzie. Și cu la fel cum sunt bani falsi și bani adevărați, sunt și vedenii, prorocii false, și sunt și prorocii și vedenii adevărate. Și vine Pavel și ne spune în 1 Tesalonice în 5 cu 20, nu disprețuiți prorociile. Poate că ne grăbim uneori așa de repede să spunem, nu Domnul a vorbit. Pentru că nu ne convine ceva la vasul prin care a venit lucrarea. Biblia însă continuă și spune: ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Iubiții mei, vreau să spun o experiență din viața mea în care Dumnezeu mi-a arătat foarte clar că e la cârma vieții mele. Îmi aduc aminte, în clasa 12, în ultimul an de liceu, mă pregăteam pentru Politehnica de la Timișoara. Mulțumesc Domnului că părinții mei nu au avut bani să mă trimită la facultate cu bani. Și mi-a zis, mama, dacă vrei să stai la Timișoara, să înveți acolo, să studiezi, nu ai decât o singură șansă, să intri la fără taxă. Erau câteva zeci de locuri fără taxă. Am început să învăț foarte bine matematică, se dădeau două examene de admitere de matematică, 12 probleme în, fiecare. în prima zi, 12 în a doua, după ce, după ce, am învățat matematică vreo patru luni de zile, am vrut să renunț. Am vrut să nu mai continui. Mi se părea că e prea mult. Și am auzit că cineva merge la un grup de rugăciune, la o seară de rugăciune și am zis persoanei acelea, pune și cauza mea înaintea Domnului. Eu vă spun sincer, mi-am dorit să-mi zică Domnul, tânărule, du-te, joacă-te fotbal, joacă-te pe calculator și lasă matematica în pace și dacă mi-ar fi spus domnul așa, aș fi mers cu prorocia la părinți și le-aș fi închis gura. Când au venit de la seara aceea de rugăciune, mi-au zis persoana respectivă, frate Cristi, mi-au zis prorocul să spun, nu mă cunoștea, nu știa despre cine e vorba, continuă să faci ceea ce faci, că vine ziua când vei ieși din sala de examen și vei striga de bucurie. Așa m-am negășit. M-am negășit că domnul nu cu mine. Că n-am putut să le spun la părinți să mă lase în pace cu matematica. Însă, iubiții mi vreau să vă spun că așa s-a și întâmplat. Când am mers la examen din 24 de probleme, dacă greșai 4, nu mai aveai nicio șansă să mai intri la fără taxă. În prima zi am greșit 3. M-am dus așa, știți, cum am, aveam, aveam deja un, un, un calup de caiete studențești făcute. Și m-am încrezut în forțele mele. Și, Dumnezeu, când mergi cu pieptul în față, știe să te zmerească. Și am greșit trei în prima zi, mi-am dat seama că dacă o singură problemă greșesc în a doua zi, nu mai am nicio șansă. Am venit acasă, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, am învățat, dar nu mă mai bazez pe ce am învățat. Eu fă -o, o minune. Și a doua zi, a făcut Domnul minune și n-am greșit nicio problemă. Și am ieșit din sala de examen strigând de bucurie, exact cum mi-a spus Domnul prin prorocie. Avem un Dumnezeu mare, așa -i? Când am ieșit afară, i-am zis tatălui meu, hai, hai să mergem să mâncăm ceva. Și tatăl a zis, eu nu mănânc astăzi. Poate că unii ori ar trebui să ne uităm în spate, sunt anumite biruințe pe care le avem, nu doar că noi am învățat bine, nu doar că noi am muncit frumos, ci pentru că cineva a stat în post și rugăciune pentru examenele vieții noastre. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să ne ajute să prețuim lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm ca Domnul să mai scoată proroci adevărați să mai scoată oameni care să aibă darul deosebirii duhurilor și celelalte daruri pe care le găsim în Scriptură. Și dacă ați pățit ceva negativ cu o prorocie care nu s-a împlinit, nu o aruncați totul la gunoi. Că Dumnezeu vorbește și astăzi. Slăvi să fie în numele Lui. Mai spun una tot din viața mea, tot în clasa 12-a, pentru că am făcut multă matematică, n-am mai reușit să învăț la română. M-am pus într-o seară pe genunchi și am zis, Doamne, Tu știi, efectiv n-am avut timp și se apropie bacalaureatul și nu știu nimic la română. Erau multe lucruri de învățat. Și noaptea aceea am învățat, am, noaptea aceea am visat că intram în sala de examen și în dreapta era o masă cu zeci de bilete împăturite în două, împachetate în două și în vis se făcea că am întins mâna am deschis biletul și pe bilet scria spune tot ce știi despre Harapalb cei care au prins încă școala în România poate mai țineți minte când m-am trezit dimineața am zis mă, nu știu, să mă duc, să mizez -mi totul pe visul ăsta am învățat Harapalb ca pe apă, apă iubiții mei în ziua examenului am intrat în sală și masa din vis era acolo numai că nu era suficient să fie masa din vis acolo, pentru că nu avea cum să extragi biletul ăla care trebuia. Am întins mâna, am scos biletul și pe bilet scria Spune tot ce știi despre Harapalp. Mi-au venit să vorbesc în alte limbi în fața la profesor. Vă spun aici, domnule, atât de bucuros am fost. Când am ajuns în fața profesoarei, nu putea să mă oprească ăștia. Așa turuiam. Eram plin de bucurie, dar un pic, aveam și un pic de mândrie. Și au zis, domnul, vreau să facem ceva cu mândria asta. Și la final, au zis profesoara, bravo, deosebit, acum spune ce înseamnă harap What? Zic, nu știu. O zis, ce iar, ce ce iar, la cum ai turuit-o, trebuia să știi și asta. Iubiții mei, la examenul de engleză, nu mi-a plăcut engleza și greu am învățat-o, dar nu știam, nu mă descurcam la comunicare. Și stăteam pe hol și mă rugam. Și spuneam, Doamne, fă o minune. Ieșau colegii din clasă, din sală și întrebam, ție, ce ți-o picat? Păi zice, mi-o picat să vorbesc despre Brad Pitt, despre filme. M-am uitat în sus și am zis, Doamne, știi că nu avem televizor acasă. Nu cumva să încadă vreun film în ăsta, că nu o să fie vina mea, Doamne. Apoi altul a zis că i-o picat să, pica să vorbească despre scoici. Eu nici în română nu știam să vorbesc despre scol. ce să spui în engleză. M-am pus acolo pe hol și m-am rugat. Iubiții mei, să știți că nu există om sincer pe care Dumnezeu să nu-l asculte. Acolo pe hol m-am rugat. La oameni, fă o minunie. Nu știu ce bilet o să fie acolo, dar fă o minunie. Când intru în sală, trag bilet. Talk about your family. Praise God, am zis. Iar am nouă fraze la părinți, până i-am luat pe rând, o zis, stop. Stop, zice, ajunge, zice. Să știți că eu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Și cred că Dumnezeu vorbește și astăzi și cred că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și astăzi. 3. Disprețul iubiții mei se mai poate manifesta și față de alte persoane. De exemplu, în Eclesiastul 9 cu 16, suntem atenționați de o anumită poziție socială. Eclesiastul 9 cu 16. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită. Și nimeni nu-l ascultă. Că există tendința asta între noi, românii, nu știu cum e la australieni, când cineva îți dă un sfat să zici, bă, dar ce ai în pormoneo? arată în pormoneo, arată mașina, arată-mi ce poziție ai. Și Biblia astăzi ne spune ceva foarte important. Că ceea ce avem în noi e mai important decât ceea ce punem pe noi. Adică valorile noastre sunt în interior și n-ar trebui să ne disprețuim unii pe alții dacă altul nu are ceea ce avem noi. Că oricum dacă avem ceva, avem de la Domnul. O să întâlniți în viață persoane neimportante care vă vor da sfaturi importante. Apoi putem disprețui pe alții din cauza că ne putem vedea mai sus, Luca 18 cu 9, prin propria noastră neprihănire. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Și ce făceau? Can you help me be, please a little bit quicker? Thank you very much, appreciate a lot. Luke 18, verse 9 și disprețuiau pe ceilalți. Adică mă văd pe mine mai spiritual, am o ținută mai bună ca și mai frumoasă, umblu mai modest ca și alții. Poate am Biblia la mine și altul nu are. Și o zis, Domnul, pentru voi am o pildă. Că vă încredeți în neprihănirea voastră, te încrezi în neprihănirea ta și îl disprețuiești pe altul. Poate tu vii la fiecare program la biserică și te uiți, la nu vine. Domnul are să spună ceva astăzi, nu disprețui pe celălalt. Apoi putem disprețui pe alții, Roman 14 cu 3, din cauza anumitor obiceiuri cu privire la zile sau la mâncare. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit și pe el. Roman 14 cu 10. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Iubiți mei, aici Pavel ne spune clar că la judecată se va ține cont și de disprețul pe care l-ai manifestat față de altcineva. Apoi s-ar putea să disprețuim pe alții din cauza unor defecte trupești. Galaten 4 cu 14 și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Din potrivă m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Iisus Hristos. Se spune că Pavel ar fi avut o boală de ochi, o boală foarte gravă, o boală hidoasă. Unii teologi așa susțin. Poate greșesc, poate nu greșesc. Dar au zis, Pavel, oricum, boala care eu aveam, țepușul pe care eu îl aveam, era unul vizibil. Și voi ați putut să stați la distanță. Dar au zis, Pavel, galatenilor vă apreciez că nu m-ați tratat ca pe un om cu handicap. Nu m-ați trimis în carantină, nu v-ați izolat față de mine, ci m-ați primit ca pe Iisus Hristos. Mi-a dat Dumnezeu o lecție cu privire la acest verset, eram în cu Vâlcea la o biserică din județul Vâlcea și eram plecat de vreo patru zile de acasă, obișnuiesc în țară să -mi iau doi, trei copii cu mine ca să ușurez munca soției, nu mi permis să fac lucrul ăsta decât poate o dată pe an când plec cu avionul, că sunt scumpe biletele, dar în țară reușesc să mai iau trei, patru, doi copii cu mine și plecasem de patru zile de acasă cu doi băieți, era ultimul program duminică seara în localitatea aceea la o biserică de vreo 50 de persoane și le-am spus la fraz la ora 8 fix eu voi pleca să ajung acasă după patru zile lipsă. Când să ies din biserică, mă grăbeam spre mașină, aud în spatele meu, aud pe cineva în cărucior cu rotile. Era pietriș pe jos și se auzea foarte clar că cineva încerca să mă ajungă din urmă și chiar mă striga din urmă. M-am întors, și am văzut o femeie cu ambele picioare tăiate. Primul gând a fost următorul. Da, știe că lucrăm la miros de cer și sigur vrea ceva. Și am băgat mâna în buzunar să scap rapid, că am zis, mă, dacă cere, are dreptul să ceară, că nu are picioare, ca și alții care au picioare. Numai că am rămas cu mâna în buzunar, pentru că în momentul când eu am băgat mâna în buzunar și m-am uitat la ea, ea o băgat mâna în poșetă și o scos un plic. Și au zis, de Cristi, știu că vă ocupați cu asociația, cu săracii, cu orfanii, și au zis, din pensia mea, vreau să dau și eu ceva pentru Domnul. Iubiții mei, am rămas în nu mi s-a întâmplat niciodată în viață, ca cineva într-un scaun cu rotile, cineva fără picioare, să zic că mă gândesc la alții. Nici nu cred că i-ar fi cerut Dumnezeu vreodată lucrul ăsta. N-am vrut să iau plic, o insistat foarte mult. Nu era o sumă mare în plic. Dacă nu greșesc undeva la 150 de lei, 200 de lei. Între timp a venit soțul ei lângă ea și i-a zis frate Cristi, când ne-am căsătorit, el m-a luat așa, fără picioare, cum mă vezi. Picioarele i-au fost călcate de tren înainte de nuntă. Femeia asta a trecut prin multe lucruri grele. Are șapte copii. Unul din copii a murit în urmă cu un an jumate. Femeie fără picioare au născut șapte copii. Nu vreau să jignez pe nimeni. Dar cum vom sta în fața judecății lângă astfel de persoane cu multă frică de Domnul? care puteau să zică că nu am nevoie de prunci, că n am picioare, nici nu-mi cere Dumnezeu să fac prunci. Și pentru că au avut teamă de Dumnezeu, nu au făcut avort și nu au luat alte locuri și au primit copiii ca o binecuvântare de la Domn. Am mers în mașină plângând și am zis, Doamne, ce lecție mi-ai dat astăzi. Cineva bolnav în trup mi-a arătat ce înseamnă să fii sănătos cu sufletul. Să știți că Dumnezeu nu vede pe un om cu boală mai jos ca pe unul sănătos. Nici pe unul care trece prin probleme mai jos decât pe unul la care toate îi merg bine. Psalmul 22 cu 24. Uitați atitudinea lui Dumnezeu. Căci el nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit. Și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Psalmul 51 cu 17. Din nou o atitudine frumoasă din partea Domnului. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Și auziți continuarea. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Doamne ajută-ne și pe noi să avem aceeași atitudine ca și tine când ne uităm la alții care poate nu sunt așa sănătoși ca noi, poate n-au ceea ce avem noi, Iubiții mei, mai amintesc un lucru tot între relația dintre frați. S-ar putea să ne disprețuim că suntem frați în relația angajator și angajat și să ne permitem să ne luăm peste picior unul pe altul fără lipsă de respect. De aceea Pavel spune în 1 Timotei 6,2 iar cei ce au stăpâni credincioși patroni credincioși, să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbelor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le, apăsați. Iubiții mei, am întâlnit patroni pocăiți și am întâlnit și patroni penticostali și nepocăiți. Am întâlnit angajați pocăiți și am întâlnit și angajați penticostali, baptiști și nepocăiți. Însă nu o să uit ce mi-a spus un patron pocăit. O zis Cristi, cel mai greu mă înțeleg cu frații mei din firmă care sunt angajații mei, pentru că cel mai puțin respect le am de la ei. Să, să credem că în pert nu există asta. Domnul să vă binecuvinteze. 4. Disprețul se poate manifesta și față de autorități. Autorități. 2 Petru, 2 cu 10. Și ce bine se potrivește acum cu alegerile care au fost, care sunt. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea ca niște îndrășneți și încăpățânați ce sunt. Ei nu se tem să bajocorească dregătorile. Iubiții mei, Biblia nu ne cere să disprețuim pe cei care ne conduc sau pe cei care candidează. Biblia ne cere să ne rugăm pentru ei și în 1 Timotei 2 cu 1 Biblia spune Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, cer mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați întregătorii ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. ți și greu să deschizi internetul zilele astea. Să vedeți pocăiția noștri ce să pricep la politică. Deci, n-are rost să vă spun. N-are rost să vă spun. Deci, să vă spun. deci în, loc de, în loc să scriem mii de comentarii pe Facebook și pe Instagram și să ne certăm unii cu alții dacă ne-am rugat pentru fiecare comentariu scris 5 minute s-ar face trezire în România, să știți. Dar noi noi ne ba place să ne batem unii cu alții. Doamne, ai milă de noi! Iubiții mei, care-i scopul rugăciunilor? Întâi Timotei 2 cu 4 Mântuitorul nostru care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Doamne, dă-ne înțelepciune și în acest aspect. 5. Disprez față de părinți. Față de părinți. Un subiect sensibil. Proverbe 15 cu 5. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. Proverbe 15 cu 20, 15, 20. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mama sa. Acum, eu nu vreau să vărsați lacrimi, nu vreau să vă întreb câți nu aveți părinți în viață, dar nu e așa că toți care nu mai aveți un părinte în viață, vă uitați la alții care au și spuneți, prețuiește-ți tata, prețuiește-ți mama. Iubiții mei, ne cheamă Biblia și ne cheamă Dumnezeu să ne prețuim părinții. Mă aminte de doi studenți, au fost într-o zi la facultate și un mare om agnostic, Ingersoll Robert, a ținut un discurs împotriva lui Dumnezeu, împotriva credinței și a creștinismului și la final cei doi studenți mergeau spre căminul lor studențesc și unul dintre ei a zis: Ce zici? Ce puternic discurs, ce argumentat discurs. La care celălalt student răspunde foarte simplu și spune așa: Robert, acest agnostic nu mi-a putut demonstra umblarea mamei mele cu Dumnezeu, credința ei, zilele ei de poșu, de rugăciune, trăirea ei frumoasă și până când nu-mi poate demonstra acest lucru, eu rămân cu Dumnezeul mamei mele. Ce frumos! Ce frumos! Ce prețuire! Proverbe 23 cu 22 spune Biblia Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit, când am bătrânit. Cineva a scris o foaie interesantă și scrie așa, la șase ani, mami te iubesc. La zece ani, bine mami, cum spui tu? La 16 ani, mama este așa de enervantă. La 18 ani, vreau să plec de aici, mami. La 25 de ani, mami, ai avut dreptate. La 30 de ani, vreau să mă duc la mama la 50 de ani, nu vreau să o pierd pe mama. La 70 de ani aș da orice să mai fie mama în viață. Iubiții mei, multe din binecuvântările pe care noi le avem, le avem din cauza unor părinți care au stat pe genunchi pentru noi. Și dacă încă mai sunt părinții în viață, pune mâna pe un telefon, trimite un mesaj, dă un telefon, spune un cuvânt de mulțumire. De ce? Pentru că acea persoană s-a rugat pentru tine, a postit pentru tine, nu a avut ce ai tu astăzi. Am fost zilele trecute la cineva în gazdă și ne povestea sora aceea care ne-a găzduit împreună cu soțul dânsei despre mama dânsei care a crescut șapte copii văduvă și n-a fost un lucru ușor. Și copiii ăștia ori unde au plecat în lume, au rămas cu niște principii, cu niște valori. De la o mamă care nu a mâncat în viața ei la restaurant, nu a mers într-un concediu niciodată, nu a avut bani. Dar au avut o teamă de Dumnezeu extraordinară și au transmis mai departe niște calități și niște valori care i-au ținut pe copii lângă Dumnezeu peste ani multă vreme. De aceea Biblia ne cere astăzi să ne prețuim părinții, să ne prețuim tata, să ne prețuim mama. O zis Ana Frank, că noi ducem mai multe flori la mormânt decât în timpul vieții, că regretul este mai puternic decât recunoștința. Eu m-aș bucura și în Pert și în Deva recunoștința să fie mai puternică decât regretul. Am văzut eu cu ochii mei tineri care au dus la mama la mucimitir, au dus flori scumpe. Am văzut băiat care la o mormântare să dea cu capul de sicriu. Dar noi păstori știam că ani de zile nu au dat niciun telefon la mama acasă. Dar acum au vrut să ne arate la toți ce mult o iubea pe mama. Iubită biserică, florile de la cimitir miroase a plastic. Florile de la cimitir nu mai au niciun sens și nu mai încălzești pe nimeni. De aceea astăzi fii recunoscător. Nu disprețui pe mama ta care te-a născut, care te-a îngrijit pe tatăl tău, și fi un om, mă gândesc, mă gândesc și eu cu soția la copiii noștri pe care avem. Niciodată nu poți să înțelegi ce înseamnă să fii părinte decât când ești părinte. De aceea Biblia nu spune copii, înțelegeți pe părinții voștri. Biblia spune copii, ascultați de părinții voștri. Că n-ai cum să-ți înțelegi tata și mama. Pentru că aminte, penultimul copil al nostru, Matias, a fost un copil foarte energic, se scula de 10-15 ori pe noapte uneori. Și mi-am spus soției, când este acasă, o să dorm eu cu el, când sunt plecat în misiune, dorm tu dacă dorești cu el, ca să se poată odini și soția. Ce era interesant, după ce mă scula noaptea pe 10-15 ori, a doua zi spunea, aci! Adică, taci! Acum la un an jumate că spune taci, îți vine să zâmbești. Dacă spune la 18 ani, nu mai zâmbești. Da, știți ce mă gândesc când mă gândesc la Matias? Că bunătatea nu lasă și de aceea să uită repede. Dacă ați avea aici un pert, pampers din la care să lasă rană când le și eu l-aș cumpăra. Că atunci ea rămâne o cicatrice și la 18 ani ea spune, uite-te să vezi cine te-a schimbat. Dar nu este pamper din ăla. Dacă ar fi biberon aici care să lase așa o urmă și la 18 ani să-i spui uite-te în oglindă să vezi și nu dat lapte praf să mănânci. Poate ar fi mai cu prețuire, cu respect, nu? Noi avem încă copii de la 13 ani în jos. Voi aveți mai mari. Să facă Dumnezeu să vă bucurați de ei. Și dacă, dacă printr-unul sau doi din ei sau mai mulți Dumnezeu o îngăduit să vă zdrobească, acceptați și zdrobiria asta. Când cer pe flori, nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru regele Iisus, chiar viața ei și-au dat. 6. Am mai observat că există în Biblie dispreț față de partenerul de viață. 2 Samuel 6 cu 16. Avem un caz în Biblie, îl cunoașteți. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului la disprețuit în inima ei. Vedeți, între soț și soție, iubiți mei, Dumnezeu așa au creat familia încât dacă șeful, patronul nostru, vecinii nu ne respectă, Ok, rezistăm 8 ore, dar măcar venim acasă la cineva care ne iubește, care ne prețuiește, care ne respectă. Și dacă ești respectat și iubit în familie, indiferent ce pățești la servici sau la, în comunitate, nu te afectează așa tare. Dacă în familie însă nu ești respectat și nu ești iubit și nu ești apreciat, te poate lăuda șeful de o mie de ori, dar doar nu ai făcut cu el legământ și nu ai cu el certificat de căsătorie. De aceea o să vă rog azi în numele Domnului, nu dinamitați respectul dintre voi, prețuiți-vă unii pe alții. Foarte multe familii vin la consiliere după ce au ajuns de la animale mici la animale mari. Știți că noi începem cu puiule și terminăm cu, nu spun continuare. Rămâneți la animale mici, la puiul meu, la dragul meu, la cuvinte care apreciază, care respectă. Și dacă uneori aveți motive să nu vă respectați, întrebați pe cineva care nu mai are soția sau soță cu el. Am fost cu soția într-o familie unde tânăra soră, Alexandra, are 28 de ani. La începutul acestui an am fost. Am rugat-o pe soție să vină cu mine pentru că eu am participat la binecuvântarea ultimului născut al Alexandrei și al soțului ei în urmă cu un an și jumate. Anul trecut, în octombrie, noiembrie, s-a întâmplat o tragedie foarte mare. Alexandra conducea o mașină în spate, soțul ei conducea o altă mașină în față, nu era a lor mașinile, mașina aia din față, trebuia dusă la cineva. Și soțul iese de pe șosea la un moment dat, pierde controlul, a făcut un AVC la volan. A venit salvarea, disperare și am spus soției mele, hai te că trebuie să mănânc la familia asta acasă, nu pot să plec de acolo. Trebuie să predic la ei după ce soțul ei a plecat în veșnicie. Și stând la masă cu soția și cu Alexandra, ne-a povestit ce s-a întâmplat. Și ne spunea Alexandra, 10 zile n-am închis un ochi. 10 nopți și 10 zile n-am închis ochii. Urlam la Dumnezeu să nu milie. Au rămas cu cinci copii. Cu patru copii, că al cincelea, era în ea, l-au născut și au murit după naștere, l-au născut după mormântare, la câteva săptămâni. Și ne spunea Alexandra ceva ce m-a marcat foarte mult. O zis, frate Cristi, Sora Crina nu știam cum să-l fac pe soțul meu să miște un deget. Acolo în spital. O privire. Să știu că mă aude. Și într-o zi, din cele zece, nu știu dacă nu a fost pe ultima zi, m-am dus la urechea lui și i am spus Psalmul 23. O zis, frate Cristi, de când ne-am căsătorit până în ziua accidentului, Salmul 23 a fost motoul familiei noastre. L-am recitat în fiecare zi, împreună cu el și cu copiii. Și în timp ce spuneam Salmul 23, și-am mișcat degetul mare de la piciorul drept. Atât. Dar am înțeles că mă aude. Apoi, Dumnezeu l-a luat acasă. Am mers cu soția în mașină și ne țineam de mână. Să rămâi la 28 de ani văduvă, nu e un lucru ușor. Prețuiți-vă unul pe altul și hai să ne prețuim unii pe alții. Că vine o zi, i-am spus soției mele, ori e ori tu, o să ne înmormântăm unul pe altul. Sunt șansele foarte mici să plecăm în aceea zi amândoi. Și unul dintre noi poate trăi cu recunoștință sau cu regrete. Și în Biblia astăzi ne cere să ne prețuim. Proverbe 31 cu 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț. Mai de preț decât mărgăritarele. Și în ultimul rând, iubiții mei, am mai observat că poate exista dispreț față de slujitori. Și și aici, în Proverbe 9 cu 7, înțelegem că nu e ușor să înveți, să mustri cel ce mustră pe un bajocoritor își trage dispreț din și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Înainte să plec din țară și să vin în Australia, am sunat pe vreo 30 de persoane din biserica noastră care, din anumite motive, nu mai vin la dunare. Iubiții mei, soția mea e martoră, nu vă spun ce greu mi-a fost să dau telefoanele alea orice face un slujitor e interpretat greșit. Orice. Dacă sun pe cineva, când nu mai vine la biserică, îți spune cât timp am venit, nu mai sunat. Acum mă sun 10. Acum. Dacă nu sun, zice la alții, nu mă mai duc de trei, de trei luni și nu mă sună nimeni, zice. Nici nu știi cum să faci. Vrei să faci o vizită în familie? Zice, bă, dar oare ce vrea? Vrea să vadă parchetul care l-am pus? Ai, știu eu. Nu mergi la vizite? Să te păzească, domn. Să nu faci. Iubiții mei, credeți-ne că nu știm cum să ne comportăm uneori. Și Dumnezeu să mă ierte că eu am judecat pe slujitorii. Și vă spun sincer că acum când sunt slujitor și mă judecă unii, mă uit la ei și zâmbesc. N-au cum să ne înțeleagă. Poți să-i spui unui om că stai trei zile să pregătești o predică cu post, rugăciune și studiu și el când predice stă pe telefon și vorbește cu verișoara lui de noștrii N-ai cum să înțelegi un slujitor. Și Biblia nu ne cere să-l înțelegem. Dar Biblia ne spune în Marcu 6 cu 4 că un proroc nu este disprețuit decât în patria lui între rudele lui și în casa lui. Biblia ne cere contrariu. În 1 Corinteni 16 cu 17 Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Și auziți continuarea. 1 Corinteni 16 cu 18 Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. iubiți mai lucrarea de slujire implică multă jerfă. Și Biblia ne spune în 1 în 5 cu 12: Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Versetul 13: să-i bărfiți foarte mult. <laughs> să-i calomnia. Spunea cineva că duminică la miază în fiecare casă de penticostal se bănâncă cartof pai cu pastor la rotisor. Domnul să facă să nu fie așa. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Iubiți mei, eu vă spun ceva acum ce frații de aici nu pot să vă spună. Că dacă ei v-ar spune, v-ar cerci și dragostea. Și eu vă spun ceva ce la mine în biserică nu pot să zic. Și frații se bucură. <laughs> se bucură că eu spun asta. Dar vă rog frumos, hai să ne prețuim slujitorii. Ei v-au ținut pe brațe copii. Au fost lângă voi în ziua anunții voastre. Ascultați-mă, dacă vreți să-i băgați de vină la Cristi Boariu, vezi că zi, nu sunt un păstor perfect. N-am cum cu opt copii să fac tot ce ar trebui să facă un pastor. Dar atâta cât pot, încerc să fac. Atâta cât ei pot, încearcă să facă. Și Biblia astăzi ne cere să-i prețuim. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Și apoi Biblia continuă și spune: Trăiți în pace între voi. Iubiții mei, dați-mi voi să mă apropii de încheiere. Nu vom putea să-i facem pe toți să ne iubească, să ne prețuiască, așa cum vorbesc în numele la toți. Dar noi trebuie să iubim pe toți. Isaia 43 cu 4 să învățăm de la Isus de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit. Găsea Domnul Isus la dumneavoastră motive să nu vă prețuiască o grămadă. Însă Biblia spune, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu știu ce să spun despre voi, despre mine, vreau să spun că dacă Iisus nu m-ar fi iubit, nu era mai aici astăzi. Foarte mulți din colegii mei de școală sunt în droguri, sunt divorțați, sunt în cluburi de noapte și nu mă uit nu-i judec deloc. Nu a avut educația mea, nu au avut biserica, nu au avut părinții mei. Dar dacă Dumnezeu nu era bun cu mine și eu eram acolo, spuneau cântare: Te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Glasuri multe au strigat, mâini întinse, m-au chemat, dar din toate, neînțeles, te-am ales. Închei spunându-vă un exemplu negativ din partea mea, din viața mea, în care am greșit în acest domeniu și apoi ne vom ruga cu toții. Era data de vineri, 5 noiembrie, dacă nu greșesc anul 2020 sau 2021. A venit la mine acasă în stradă, ies la poartă și văd un bărbat, un bărbat de vreo 42 de ani și era de mână cu un băiat, am aflat mai târziu că era un nepot de-a lui de 11 ani. Știți cel puțin cum sunt eu, de când, dar când ajung acasă, de-abia aștept să mai vorbesc cu soția, cu copii, iar trebuie să pleci apoi. Nu prea ai mult chef de vizite. Nu uitam așa, un băiat simplu, negășit, băiatul ăsta de 11 ani, era cu o bluză de training și pe bluză de training era cu păr de animale. Iubiții mei, mărturisesc înaintea Domnului, chiar că Domnul m-a iertat, m-am uitat foarte ciudat la el și la ei. Nu și-au anunțat vizita. Mă mai întâlnisem în, cu două persoane în Deva care iar m-au oprit să-mi ceară ceva și parcă eram sătul. Mă gândeam așa în minte, bă, dar nu mai scap de ăștia, mă. Acum așa casă mă inundă și ne inundă. Mă grăbeam și la servici, am zis, mă, le dau ceva și o să plece. Soții au o pregătire pe de ceva într-o plasă, eu am deschis poarta și am dat așa cu... Am băgat așa după poartă mâna, nici măcar nu i-am chemat în într-un curte. Eram cu mâna pe poartă să o închid, ei o lua plasa și eu eram așa cu inima semi-împăcată. Însă copilul se uită la mine și spune, nenia, poți să vă cânt o cântare? Eu fac un calcul, bă, zic că e noiembrie. Sper că nu încep colinzele deja, zic. Eu și-am gândit. Sigur o vine la colindă deja cum vreau și banii ăsta. Zic, nu ce să zic, să nu cânte. Era 5 noiembrie, cântă, zic. Cântă. Și auzi ce cântare mi cântat. Nu o să o cânt nu vă recit. Sufletul în mine plânge când se barsă, să o sânge sângele ce s-a vărsat pentru al meu și al tău păcat. A, cum aș duce până la cruce să-i văd coroana lui, să-i văd eu spinii ce i-au pus păgânii pe capul Domnului Isus. Mă privea în ochi în timp ce cânta. Mă topeam și am început să mă uit în jos. Mi-a fost rușine de mine. Mi-a adus aminte acel copil prin versurile lui de cineva care nu o disprețui pe nimeni. De cineva care nu deschis poarta să bage plasa și hai pleacă. Și de cineva care a murit pentru noi. La finalul cântării, băiatul a scos un pix. Și a zis frate Cristi, noi cu cei șapte frați ai noștri vă ascultăm pe, te pe telefon la mama. Dar, dar, ne place cum predicați. Atât de rușine m-a fost. Dacă era o groapă, cred că mă băgam în groapă. Și au zis, am făcut un pix. Și pe pix scria Cristi Boariu. Am venit numai să vă spunem că vă prețuim. Eu mei, atât de rușine mă fost de mine. Am comandat pizza imediat, încercam să repar ceva. I-am băgat înăuntru în curte. Eu mă uitam la părul lui și el, el a făcut pix cu numele meu. Am primit o lecție care cred că o să-mi fie de folos mulți ani. Vreau să facem o rugăciune la sfârșit. Poate și tu ca și mine ai disprețuit. Poate și tu ca și mine te-ai uitat de sus la alții. Poate da cu mâna și ai zis să mă lase în pace și ala, și mama și tata. Hai în rugăciunea asta, dacă nu, nu vă este greu să ne ridicăm în picioare, haideți să stăm înaintea Domnului. Poate ai disprețuit cuvântul, poate ai disprețuit mostrarea Domnului. Poate ai disprețuit un cuvânt din partea Domnului. Poate pe un om care nu a venit îmbrăcat așa cum ai crezut tu. Și în urma iertării pe care Domnul ne-o dă, să putem să luăm decizii noi, și la final să-și mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin. Ne rugăm cu toți.